Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți. În acest videoclip vom face o etalare colectivă, atemporală. Intenționez să fie valabilă pentru voi în măsura în care veți rezona cu mesajele de aici, în acel moment când se întâmplă să vizionați acest videoclip. Însă tema acestei etalări intenționez să fie ce vine către tine sau ce este important pentru tine să știi legat de energiile următoarelor 7 zile. Următoarele 7 zile, următoarea săptămână, din momentul în care, din ziua în care se întâmplă să vizionezi tu acest videoclip. Fiind o etalare colectivă, este pentru toate zodiile. În măsura în care ghizii spirituali îmi indică în mod special o zodie, voi menționa acest lucru. Voi încerca să menționez în descrierea videoclipului eventuale zodii care au apărut mai des sau mai pregnante. Mă refer la arhetipurile universale din Arcana Majoră. Însă, recomandarea mea este să nu filtrați măsura în care rezonați cu mesajele prin cât de mult sau cât de bine se potrivesc zodiile. Recomandarea mea este să căutați să simțiți în ce mod vă ajută aceste mesaje, dacă vă ajută, cu ce anume rezonați din ele și în măsura în care simțiți că vă ajută și unele detalii nu se potrivesc, poate legate de zodii, poate legate de alte aspecte, ignorați acele detalii. Amintiți-vă că este o etalare colectivă, nu lucrăm individual. Dacă doriți să lucrăm individual, personalizat pe situația voastră specifică, atunci putem să facem acest lucru în ședințele individuale pe care le ofer. În sensul acesta vă reamintesc că puteți găsi detaliile mele de contact în descrierea videoclipului. Și da, nefiind o etalare individuală, unele aspecte este posibil să nu se potrivească întocmai cu situația voastră. Însă, care este senzația, sentimentul general pe care vi-l dau mesajele? Dacă ați dat click pe acest videoclip, nimic nu e întâmplător. Ceva de aici este pentru voi. Și este pentru voi pentru că ghizii voștri, ființele de lumină, îngerașii, intuiția voastră dorește să vă ajute. Aceste mesaje sunt pentru a vă ajuta. Dacă nu simțiți că vă ajută, atunci înseamnă că nu sunt pentru voi. Și acest lucru este ok. Hai să vedem. Care este mai întâi energia ta dominantă în următoarea săptămână, din momentul când vizionezi tu acest videoclip? Care este energia dominantă a persoanei care vizionează acest videoclip în următoarele 7 zile? Și nu avem ochelari. Gata, îi avem. Luna este în picioare. Da.
Mesajul general este fii atent sau atentă atunci când vezi lucruri care nu sunt acolo. Cuvinte de referință, subconștient, iluzie, teamă, intuiție, mister, decepție, insatisfacție. Ca zodie avem pești, dar nu e neapărat nevoie să fiți, să, acest mesaj să fie doar pentru persoanele din pești. Sau element apă, ai putea fi o zodie de apă sau ai putea avea de-a face cu o zodie de apă. Simt, de fapt, două energii într-una aici și chiar sunt două energii. Sunt aceste două personaje, doi cățeluși în imagine. O semnificație mai adâncă, o realizare, generozitate. Sunt doi în unu aici. Simt că este din nou o etalare de iubire, deși nu asta am intenționat, dar se pare că problematica din planul afectiv este prezentă în câmpul persoanelor care vizionează videoclipurile mele. Pentru că eu mă conectez la energia voastră, a persoanelor care vă conectați și voi cu mine prin intermediul videoclipurilor pe care le urmăriți. Și voi alegeți să urmăriți anumite videoclipuri și pe altele nu. Și alegerile voastre v-au adus aici, pe canalul meu. Și voi faceți alegerile în funcție de energia voastră din acel moment, dintr-un moment sau altul. Și ceea ce este dominant în energia voastră, continuați să materializați. E un fel de cerc închis. Materializezi ceva din interior care prinde expresie la exterior și observi acea expresie a ceea ce ai materializat din interior, o observi la exterior, fie că îți dai seama că ai materializat acel lucru din interior sau nu, tu o observi la exterior și te impactează într-un fel. Te impactează în moduri diferite în funcție de energia ta din interior. Așa că modul cum energia din care operezi în interior influențează exteriorul și exteriorul influențează înapoi energia ta interioară. Și este această buclă continuă, da? De interacțiune. De aceea se și spune că nu te poți aștepta să se schimbe ceva la exterior atâta vreme cât nu schimbi nimic la interior. Și nu te poți aștepta, ghizii au completat, și nu te poți aștepta să schimbi nimic la interior
dacă nu schimbi nimic la exterior. Rămâi în aceeași buclă, perpetuă. Da, aici e vorba de două personaje, tu și persoana semnificativă din viața ta. În marea majoritate a cazurilor este vorba de o relație de iubire, o relație romantică, de cuplu. În unele situații puteți să rezonați și cu ideea ca această persoană semnificativă să fie o rudă foarte apropiată, relația, să zicem, părinte-copil sau dintre doi frați, două surori și așa mai departe, rude apropiate. Dar acea rudă este semnificativă pentru tine, o persoană cu, ori cu autoritate în viața ta, ori are un rol important în viața ta, sau cel puțin așa percepi tu. Îi percepi că are un rol important în viața ta această persoană. Îi dai o semnificație deosebită. Sau mai poate să fie și vorba și despre poate un partener, o parteneră de afaceri, într-o afacere, dacă ai o afacere, împreună cu cineva. Sau poate fi vorba și de o relație de prietenie, acel gen de relație prieten de viață, și ceva nu merge între voi oricum. Ceva nu merge între voi pentru că sunt energii, tu ești pe o energie și acealaltă persoană este pe altă energie. Aici este provocarea și provocarea aceasta persistă de ceva timp și te afectează, pentru că și tu ești într-o situație, un fel de energie conflictuală. Luna are două fețe, da? O față este vizibilă de pe pământ și o față nu este niciodată vizibilă. E mereu ascunsă. De pe pământ nu o putem vedea. Ca să putem vedea fața ascunsă a lunii, trebuie să mergem în altă parte, din alt unghi, să privim. De pe pământ există acea parte a lunii pe care nu o vom vedea niciodată. Ca să o putem vedea, trebuie să reușim să zburăm în cosmos. La fel și energia ta este conflictuală în perioada aceasta de ceva timp între vizibil și invizibil, între ce știi și ce nu știi, între ce știi despre persoana aceasta semnificativă și ce nu știi, între ce ți-a ascuns persoana aceasta semnificativă și ce ai aflat din ceea ce ți-a ascuns. Ți-a creat multă decepție, multă dezamăgire. Ești decepționat sau decepționată de această persoană, despre care afli în perioada aceasta recentă și în continuare, în următoarea săptămână, pentru că vorbim de energiile săptămânii următoare, afli tot mai multe și profunde lucruri care îți adâncesc insatisfacția și decepția, dezamăgirea legată de
imaginea iluzorie pe care ai avut-o, că nu o mai ai, că vezi, că începi să vezi, cumva e ca așa cum am povestit cu Luna, cumva te-ai urcat într-o rachetă în ultima perioadă, într-o navetă spațială și te-ai dus în cosmos și te uiți cu uimire și descoperi fața nevăzută a acestei persoane. Ai schimbat perspectiva. N-ai mai privit doar de pe pământ, te-ai mai dus și prin univers și ai privit și de acolo. Pentru unele persoane e chiar literalmente. Ați aflat informații despre această persoană în moduri folosind artele divinației, fie că aveți voi acest har și este posibil că aveți intuiție, o legătură cu intuiția voastră foarte puternică. Sunteți o persoană, ești o persoană intuitivă și îți folosești intuiția și este posibil să, cum se spune, să-ți fi dat chiar tu în cărți sau în alte moduri, da? Și să afli, să fie aflat o grămadă de secrete. Lucruri pe care persoana aceasta care are un rol semnificativ în viața ta le-a ținut ascunse de tine. Sau este posibil să fie aflat și în alte moduri, de la alte persoane, prin intermediul unor diverse circumstanțe întâmplătoare, dar cum nimic nu e întâmplător, a fost nevoie ca aceste mesaje, informații despre această persoană să ajungă la tine pentru ca tu să accesezi aceste înțelesuri mai adânci, aceste semnificații mai adânci ale relației dintre tine și această persoană. Ok, aceasta e energia ta. Am văzut 15-51, da? Deci 1-1 și în mijloc 55. 1-1 vorbește despre revelații. Ai avut revelații și continui să tot ai revelații, să tot apară revelații în ceea ce te legat de ceea ce te preocupă cel mai mult și anume această relație cu această persoană. Și 55, aceste revelații schimbă lucrurile. Au schimbat deja și continuă să schimbe lucrurile între tine și această persoană. Ai luat niște hotărâri, asta e ce simt. Și această persoană a luat niște hotărâri pentru că și această persoană este intuitivă. Împărțiți amândoi sau amândouă, în funcție de cum e cazul. Puteți fi energii feminine, masculine, combinat feminin sau unul feminin, altul masculin, da? Deci puneți rolurile așa cum sunt în situația voastră. Și această persoană este intuitivă. Acest lucru îl împărțiți. Sunteți intuitivi amândoi sau amândouă. Și deci, plus că este vorba de o relație semnificativă, adică o legătură puternică între voi. Indiferent că este vorba de relație de cuplu sau de un parteneriat în afaceri sau rudă, prieteni, e o relație aici foarte puternică între voi, de conexiune puternică și desigur că fiind amândoi sau amândouă persoanele intuitive și având această dinamică foarte puternic conectată între voi, de mult timp sunteți
de mult timp conectați sau conectate cu această, cu cealaltă energie. Chiar dacă poate nu vă vedeți sau în tot acest timp de când sunteți conectați, poate nu vă vedeți în fiecare zi, poate chiar nici în fiecare săptămână. Nu contează. Legătura a rămas la fel. Rămâne la fel. Și fiind așa de mult conectați și intuitivi sau intuitive, vă simțiți, vă percepeți. Sunteți foarte... aveți o acuratețe, aș putea spune... maximă, extremă, în a detecta și cele mai fine schimbări în câmpul energetic al celelalte persoane. Fie că vă dați seama sau nu, acest lucru se poate întâmpla în mod inconștient sau la nivelul subconștientului, că am vorbit de subconștient, să nu vă dați seama, dar se poate întâmpla să simțiți și la nivelurile conștiente schimbări în energia persoanei. Și persoana a simțit schimbările în energia voastră, pentru că voi ați luat niște decizii în urma a tot ceea ce vi s-a relevat. Și ia uite de când amestec aici și nu iese nicio carte, mă, nicio carte. Wow, deci așa ceva, stai un pic să ne oprim. Știi, când am pus eu un mesaj, nu știu dacă l-am pus și pe YouTube, l-am pus pe TikTok. Când bați la o ușă și nu se deschide, nu te chinui să deschizi. Și are legătură și cu relația. Ce spun acum are foarte mare legătură și cu relația. Am văzut 11:33 în momentul ăsta. Wow! Iarăși, revelații. 22 pe timerul... 22:00, punct, pe timerul videoclipului. Revelații peste revelații de la îngeraș pentru tine. Da, mesajul acela de care vorbeam spunea ceva de genul: când bați la o ușă și nu se deschide, nu te strădui, nu-ți consuma, irosi energia să te... străduiești să o faci să se deschidă. La fel ca acum noi cu cărțile, da? Pam, 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 și am vorbit. Nimic, nicio carte. Foarte bine, nu vrea să iasă mesaj? Ia să vedem. Le punem jos să vedem ce se întâmplă. Da? Și tu cu situația din relația... ai tot bătut la această ușă. Astea sunt mesajele. Ai tot bătut la această ușă. Dacă e vorba de prietenie, ai tot încercat să fii prieten, prietenă cu această persoană. Dacă e vorba de parteneriat, ai tot încercat să, în afaceri, ai tot încercat să fii tolerant sau tolerantă în ce privește activitățile, atitudinea partenerului sau a partenerei în afaceri. O atitudine care nu aduce și n-a adus succesul în afaceri. Tot efortul și orice succes înregistrat în afacerea voastră îți este datorat doar ție. Această persoană e partener sau parteneră în afacerea ta sau voastră, doar cu numele. Doar cu numele. Dar tu ai tolerat mult și ai tot încercat. Te-ai străduit să ajungi la această persoană și să acorzi încrederea ta, să acorzi timp acestei persoane să se schimbe. Ai încercat chiar să și creezi circumstanțele. Ca
care să sprijine această persoană să se schimbe, să-și schimbe atitudinea. Pentru binele său și pentru binele afacerii, care este a voastră. Deci, are, în mod normal, această persoană ar avea de ce să fie interesată ca afacerea să meargă. Și da, dar această persoană are interesul ca afacerea să meargă, doar cineva să investească efort și o atitudine pozitivă. Dacă este vorba de o relație de cuplu, tot ce am descris la relația de afaceri este fix așa. Ai bătut mult la această ușă. Te-ai străduit mult să o faci să se deschidă. Ai și așteptat. Ai bătut, ai așteptat cu minte. Ai așteptat cu minte, răbdător sau răbdătoare. Că poate cine știe, știi cum e? Când te duci la cineva în vizită, să presupunem că știe că vii. Ok? Știe că vii. Nu te duci să-i faci o surpriză. Știe că vii. Ai anunțat că vii. Și a ajuns la ușă, pas la ușă. Aștepți că urmează să deschide și nu deschide. E, nu-i nimic, mai aștepți, nu pleci imediat. Corect? Mai aștepți un pic, că poate cine știe. Da, știe că vii, dar na, poate întâmplător fix atunci avea nevoie la baie. Înainte să ajungi tu, mai aștepți un pic. Și ai așteptat. Și ai așteptat. Ai așteptat, a trecut timpul și mamă, poate că, știi? Nu face ceva așa foarte rapid la baie. Poate face chiar un duș și durează mai mult. Ok, mai stau, mai aștept. Ai așteptat mult la ușa acestei persoane să se deschidă. Aha. Și persoana știa că vii? Știa că ești acolo, în spatele ușii și aștepți? Cu minte? Să se deschidă. Și alegea să se ascundă persoana. Alegea să se prefacă pur și simplu că nu știa că ai venit, că vii în vizită. Nu a auzit când ai bătut la ușă. Nu a auzit nici telefon. Adormise. I se terminase bateria la telefon. Ai așteptat mult. Și spuneam că ai luat niște decizii. Păi o decizie este că nu mai aștepți. Ori ai luat-o, ori o vei lua în săptămâna aceasta, următoare. Nu mai aștepți. Nu mai ai toleranță pentru această persoană. Îi dorești bine? Îi dorești succes în viață? Nu te percep a fi într-o energie a răzbunării, pentru că tu ești o persoană extrem de tolerantă. Ești atât de tolerantă, ai o toleranță, un nivel de toleranță atât de extins, încât ești în stare să accepti și această decizie, faptul că ai așteptat de ajuns, persoana a avut timp să se deschidă către tine, să se deschidă spre mai bine, să se deschidă spre o schimbare, spre o relație mai fructuoasă,
mai productivă, mai benefică între voi? Pentru că genul de relație, oricât de bun prieten, oricât de mamă-părinte, mamă-părinte, părinte-copil, da? Ai fi, oricât de, nu știu, iubiți, prieteni de o viață, da? Ai fi să stai și să bați la ușă și persoana să nu se închisească știind că tu ești acolo și aștepți, plăcându-i însă și ideea, pur și simplu, ideea de a te lăsa acolo să aștepți. Și de aia după aceea se face că plouă. Oh, păi n-am știut. Nevinovată. Deci, toleranța ta este atât de mare încât poți să ai reușit să ajungi să accepti până și asta. Că oricât de adâncă este relația între voi și cât de dezamăgitoare a fost dinamica, poți să accepti. Aceasta este persoana, atât poate, nu poate altceva, altfel. Ok. De aceea simt că nu există acea energie a răzbunării, a resentimentelor păstrate împotriva acestei persoane. Nu. Pur și simplu ai luat decizia sau o vei lua în următoarele 7 săptămâni, auzi. Poate fi și 7 săptămâni pentru unele persoane de aici de a te detașa fără resentimente. Pur și simplu înțelegi că lucrurile, în engleză există o expresie, it is what it is, este ce este. Și asta e, atâta e. A fost ce a fost, atâta a fost, fără resentimente. Ești o persoană și da, în procesul acesta de a ajunge la această decizie, da, ți-ai folosit foarte mult intuiția, ți-ai folosit foarte mult conexiunea ta cu sferele superioare ale conștiinței, te-ai conectat cu eul tău superior, cu scopul tău, menirea ta în această viață, ai înțeles, ai extras înțelesurile mai profunde din tot ceea ce ți s-a întâmplat și ți se întâmplă și în modurile acestea, din această energie, eu simt să o numesc minunată și uite, ghizii au confirmat prin mesajul acesta sonor, da? Au confirmat că este o energie minunată, aceasta la care ai ajuns sau la care cauți să ajungi. Pentru că acestea sunt mesajele pentru tine, pentru următoarea săptămână. Mai aveți și altceva? Că să le tăiem. Nu cu mâna asta. Bine. Cu mâna asta la altă. Bine. Poftim. Le-am tăiat. Și ambele cărți. Ok. Ambele cărți. Cartea stabilității răsturnată. Și cartea nemulțumirii. Răsturnată.
4 sau 44 poate fi semnificativ pentru cineva. Te-ai săturat de această persoană nemulțumită. Te-ai săturat. De-aia este întoarsă. Te-ai săturat. Și aici este tot 4. Și wow! Și am văzut 31-33, că am reînceput timerul. Wow! Deci avem 44 și 44. Sau pur și simplu doar 44. 4 și 4. Wow! Această secvență clar ajută pe cineva. Da, nu mai crezi în stabilitatea relației cu această persoană. Și știi ce altceva nu mai vrei? Știi, aici în poza aceasta sunt două persoane care sărbătoresc. Da? Nema. Nu mai vrei să sărbătorești cu această persoană. În următoarele 7 zile, cumva, ceva decisiv se întâmplă. N-a apărut turnul, dar aceste două cărți și cu mesajele lor și mesajele de aici și energia ta, o simt foarte puternică, e ceva, deci se întâmplă ceva, poate în planul fizic, poate pur și simplu în planul tău mental, iei niște decizii la nivel mental sau emoțional, din inimă iei niște decizii de acolo, din centrul inimii, care este pur, pentru că am vorbit despre lipsa resentimentelor. Dar iei decizia, e clar, e foarte puternică. E mult prea puternică pentru a putea fi ignorată această energie, că gata, de ție ți s-a tăiat și cumva aceste următoare câteva zile sau poate câteva săptămâni sunt clar finalul. Sunt clar finalul în această relație. Din punctul tău de vedere. Din punctul tău de vedere. Din punctul tău, tu, fiind că pot fi și persoane care privesc din partea cealaltă, care sunt persoana care s-a tot ascuns, care cineva bătea la ușă și aștepta să îi se deschidă și persoana stătea în casă, n-avea nicio treabă. Ok? Nu se închisea. Pot să fie și... Puteți să fiți și voi să urmăriți acest videoclip. Informațiile acestea vă pot ajuta posibil și pe voi, într-un mod sau altul. Dar este vorba aici de persoana care a stat și a așteptat. Nu de persoana care a tot primit șanse. Persoana care a tot dat șanse. E interesant cum stă această persoană, exact cum am descris eu. Cu mâinile în sân, stă relaxată, n-are nicio treabă. Cum am descris eu, că stă persoana în casă, își vede de treburi și persoana cealaltă bate la ușă și așteaptă să-i deschidă. Da. De ce nu simt să închid videoclipul? Deși au trecut o grămadă de minute, a trecut timpul pe care îl setasem pentru așa, simt să nu închid, nu știu, parcă nu vine să plec de aici. Ce este? Ce mai este aici? Ce mai este aici?
Vrea persoana să transmită niște mesaje. Tu vrei să auzi mesajele persoanei? Da, vrei. Da, vrei. Ok. Și de unde luăm mesajele? De aici. Ok, de aici. Ce mesaje are persoana aceasta care te-a lăsat să aștepți, să tot bați la ușă și a stat cu mâinile în sân? Era acasă, dar nu deschidea. Ce mesaje are pentru tine? Păi vrea să spună sau nu vrea să spună persoana? Înțelesesem că are mesaje. Dacă are mesaje, vrea să le ghicești? Ia să ghicim. Hai să vedem. Și-ar fi dorit să-ți facă o ofertă pasională, dar nu ți-o mai face, s-a răzgândit. Așa. Mai avem de ghicit și alte mesaje? Că de spus nu dorește să le spună, dorește să ne lase să ghicim. Să te lase pe tine să ghicești. La fel cum te-a lăsat și la ușă să aștepți și să te gândești, mă, dar poate o fi plecat de acasă, nu o fi plecat, dă-i, sună. Dar ce faci, ești acasă? Eu ți-am zis că vin, uite, nimic. Ca după aia la niște timp să spună, am avut telefonul descărcat, n-am, foarte târziu am văzut apelurile. Chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii dacă ați avut astfel de situații. Cu persoana. Nu vrea. Vrea să spună, dar nu vrea. Vrea să spună, dar nu vrea. Așadar, răbdarea ta a ajuns la final. Aud, m-am lămurit. Asta e săptămâna viitoare. Te simt că ai o tristețe și e firească. Tu ai investit mult în această relație, de orice gen ar fi fost relația asta pentru tine. Și ghizii au un mesaj. Au un mesaj pentru tine, dar caut numai puțin. Imediat vin. Un mesaj care să te scoată din tristețe. Pentru că da, este trist. Ce e trist, e trist. E tristă această dinamică, e trist ce ți s-a întâmplat. E trist inclusiv și partea persoanei. Nu poate fi o energie plăcută. Chiar dacă aparent poate persoana se simțea bine, văzând suferința ta, știindu-te acolo, cu preocupare, cu toleranță, cu frustrare la un moment dat. Orice simțeai tu, părea că se simte bine persoana sau cel puțin nu era afectată. Dar nu poate fi o energie ușor de dus. Această energie
ca doar aceste lucruri să-ți ofere bucurie, satisfacție? Sau să nu-ți dorești altceva mai mult, mai bine de atât? Nu poate fi ușor. Sunt aici niște, toate aceste atitudini, comportamente, sunt rezultatul unor răni sufletești pe care persoana nu știe cum să le gestioneze. Nu știe, nu poate. Unor provocări în plan emoțional, psihologic, spiritual, pe care nu le-a putut gestiona. Și nu este ușor. E o energie foarte grea aceasta. Atârnă greu. Nu este ușor. Deși așa, aparent ar părea ce fericită e această persoană. Nu e deloc fericită. Nu e deloc fericită. Deci este trist de ambele părți. Și acum mi se transmite că aceste mesaje de încurajare din partea ghizilor sunt pentru ambele părți. Vor să ajute ambele părți, pentru că ambele energii atârnă destul de greu acum. E adevărat, tu nu ai resentimente, dar ce atârnă greu este tristețea legată de aceste această energie a finalității într-o relație în care tu ți-ai pus foarte multe speranțe autentice, speranță autentică, din suflet. Cu suflet ai tratat această relație. Numărul 23, mi-au zis să vă zic numerele. 23, 24, 30, toate în picioare, au zis. Ok, toate în picioare. 28 și 26. Observați că sunt mulți de 2? Foarte mulți de 2, asta aici am observat eu. Avem numere. Aici mi se transmite că îngerașii, ghizii voștri, de oricare parte ați fi, vă susțin, vă transmit mesaje de susținere prin intermediul numerelor. Curcubee, bucuria va reveni în viața ambelor persoane. Pentru că, așa cum spuneam, niciuna din aceste două părți nu este o persoană fericită. Cel puțin în această perioadă și săptămâna următoare pare să fie dificilă. Bucuria va reveni. Acestea sunt mesaje legate de săptămâna viitoare. Următoarele 7 zile. Îmi reamintesc ghizii. Da, că mi-e ieșise din cap că eram la o etalare pentru 7 zile. Da, deci următoarele 7 zile. Urmăriți atent ce secvențe numerice va apar. Am văzut 18, 18 acum. Și 18 ar putea fi semnificativ pentru cineva. Și căutați semnificațiile lor. Unde simțiți voi să le căutați? Nu vă place, le căutați într-un loc și nu simțiți nimic acolo, căutați în alt loc. Până când simțiți că rezonați și vă ajută cumva mesajul respectiv. În următoarea săptămână se va întâmpla ceva, ba chiar poate două lucruri, care vă vor aduce bucurie. În ambele tabere. În ambele tabere. Ghizii spirituali sunt alături de voi. În următoarea săptămână vă recomandă și în general. Dar mai ales următoarea săptămână pare să fie așa un punct mai de cotitură pentru foarte multe persoane dintre voi cei care urmăriți acest videoclip. Conectați-vă cu ghizii voștri spirituali.
Poate prin rugăciune, prin meditație, prin vizualizare, prin pur și simplu vorbiți. Îngerașule, arhanghelule X sau Y, în care credeți voi, în care simțiți voi o afinitate, cu care simțiți voi o afinitate. Pur și simplu vorbiți, transmiteți-le. Ei vă ajută. Însă de cele mai multe, ei vă ajută și cu lucruri pe care nu le cereți voi să vă ajute, dar este important și să spuneți, să exprimați în ce anume doriți ajutorul. Conectați-vă. Conectați-vă cu intuiția voastră și cei care poate să zicem când conduceți, aveți radioul deschis. Veți primi mesaje de la intuiția voastră, de la ghizii voștri, prin intermediul muzicii. Poate a acordurilor muzicale sau a versurilor sau și. Dați un pic, acordați puțină atenție melodiilor, sunetelor, versurilor, da? Care apar în câmpul vostru. Nu sunt coincidențe, simple coincidențe. Sunt acolo pentru a vă ajuta, pentru a vă transmite mesaje. Oglinda. Aud portal. Un portal. În următoarea săptămână se deschide un portal important pentru voi. Este important cu ce vibrație alegeți să treceți prin portal. Păstrați-vă vibrația înaltă. Dacă apar resentimente, lucrați cu voi înșivă, rugați ghizii voștri să vă ajute, rugați-l pe Dumnezeu, cine simțiți voi. Am văzut 14-11 pe timer în momentul acesta. Lucrați pentru a elibera, rugați-vă pentru a elibera acele stări negative. Poate să fie resentimente, poate să fie tristețe, poate să fie durere, poate să fie orice. Orice vă întunecă cerul zilelor voastre, vieții voastre. E important, se deschide un portal energetic pentru voi. Am zis că e ceva important legat de următoarele 7 zile. E ceva, e un punct de cotitură, ca să zic așa, în viața voastră. Am simțit, a venit mesajul ăsta, mai devreme puțin. Și iată că se repetă, e semnificativ și se și confirmă. E semnificativ. Se deschide un portal și este important cu ce vibrație treceți prin acest portal. Treceți cu o vibrație înaltă sau cât mai înaltă, vă veți bucura și veți materializa sau se va materializa mai multă bucurie în viața voastră. Bucuria oricum se va materializa, dar este în puterea voastră să materializați mai multă, să o multiplicați. Să multiplicați nivelul de intensitate, ce mare bucurie, cât de mare bucurie, sau să multiplicați numărul de bucurii, ok? Care se materializează în viața voastră. Și m-au rugat să repet mesajele acestea de susținere și de încurajare și de uplifting,
să vă ridice vibrația sunt pentru ambele persoane. Deci, ambele persoane implicate în această relație de care am vorbit. Și cu asta mesajele chiar s-au încheiat, acum chiar simt că pot să plec, cum ar veni, pot să închid acest videoclip. Pentru că mai devreme v-am zis, nu simțeam să mai rămân, de ce nu pot să zic papa, da? Acum chiar s-a eliberat, simt că este ca și când ghizii au transmis și toate energiile prezente au transmis ceea ce aveau de transmis. Și asta este minunat, e liberator. 11-11 pe timerul meu, apropo de numere, da? Așa, dragii mei și dragile mele, sper că v-au plăcut mesajele. Poate nu v-au plăcut chiar așa de mult, acum mă gândesc mai bine la ce spun, dar eu sper că v-au ajutat. Și în măsura în care ați rezonat și v-au ajutat, dați-mi și mie de știre în comentarii. Îmi place să citesc comentariile voastre. Desigur, păstrați-le doar pozitive, cuvinte, să zicem, elegante, da? Vă rog frumos, atenționez pe toate persoanele, vă înțeleg, unele persoane este greu, faceți greu față durerilor emoționale și traumelor profunde, este foarte firesc, însă nu-mi cer scuze, că n-am de ce să-mi cer scuze, dar pur și simplu îmi pare rău, dar eu mesajele în care apar cuvinte gen zdreanță, nu știu, din acestea foarte jignitoare, indiferent la cine se referă. Nu e vorba că să se refere la mine. Puteți să vorbiți efectiv de situația voastră, să descrieți persoana, energia persoanei care v-a îndurerat. E de înțeles că sunteți îndurerați sau îndurerate, însă pe canalul meu, în comentariile mele, nu accept. Nu. Eu vă înțeleg, sufletește sunt alături de voi în suferința voastră, vă înțeleg, însă nu doresc să le permit. Acestor cuvinte conțin o energie mult prea densă, mult prea joasă vibrațional, care ar impacta mult, mult prea mult energia generală a acestui canal, să zic, a acestei comunități create aici. Încerc să o păstrez cât mai pură posibil. Desigur, vibrații joase sunt pentru că, iată, toată lumea, toate taberele sunt triste, e și firesc, e multă nefericire pe lume. E clar, e multă nefericire pe lume, multă durere și e firesc că n-avem cum să scăpăm, să eliminăm total vibrațiile joase, însă ceea ce este mult prea jos, nu anunț. Nu vă supărați că vă șterg mesajele, e posibil dacă văd că se repetă, continuați să lăsați tot așa mesaje din acestea cu vibrații, care conțin cuvinte cu vibrații joase, poate să conțină și un singur cuvânt. Am avut un mesaj, cineva a spus ceva despre, nu știu, soțul sau persoana, așa, zdreanța de așa, nu, deci nu, n-am putut, îmi pare rău, puteți să vă supărați, eu vă înțeleg dacă vă supărați, dar nu. Încercăm să vorbim cât mai puțin jignitor posibil, cât mai puțin,
Uneori, da, suferința e așa de mare încât este greu să nu exteriorizăm, însă nu este că vă cer, nu vă cer, puteți să scrieți ce vreți, însă vă anunț că ceea ce simt că este prea jos vibrațional, nu le voi lăsa să rămână. Iar dacă se repetă, da, blochez accesul persoanei la putea să lase comentarii. Din motivele pe care le-am exprimat și nu din că simt eu să pun monopol asupra ce spuneți voi. Puteți să vă exteriorizați în ce mod simțiți, numai că nu vor rămâne. Nu vor rămâne. Ok? Decât dacă se păstrează un nivel acceptabil, tolerabil, că vorbeam de toleranță, tolerabil de vibrații combinate. E și normal că mai există și vibrații joase, nici nu e posibil să fie doar lapte și miere, pentru că nu vorbim de lapte și miere, vorbim pe acest canal, iată, în toate etalările apar mesaje legate de aceste provocări profunde la nivel emoțional, sufletesc, da? Da. Vă mulțumesc celor care simt că mă susțineți în ceea ce am spus. Vă mulțumesc tuturor celor care exact așa ați scris, de câte ori ați povestit, ați împărtășit cu noi parte din realitatea dură a vieții voastre. Ați avut eleganța și diplomația de a exprima într-un mod cât mai elevat vibrațional posibil ceea ce ați exprimat. Apreciez din suflet. Apreciez foarte mult acest lucru și asta spune ceva despre voi. Spune foarte multe lucruri despre voi și vă apreciez vibrația înaltă pe care reușiți să o păstrați sau vă străduiți cel puțin să o păstrați chiar și în momente dificile și foarte dificile de viață. Acest lucru spune multe despre voi. Vă mulțumesc foarte mult. Cum spuneam, aștept comentariile voastre, cum ați rezonat și, desigur, like-uri. Super thanks, dacă simțiți. Poate nu, poate v-ați supărat. Poate v-ați supărat și nu simțiți, e ok, data viitoare. Și desigur, dacă nu v-ați abonat încă și simțiți să faceți parte din această comunitate a noastră, vă îmbrățișez și vă mulțumesc că vă abonați. Vă mulțumesc tuturor abonaților mei și cu asta închei, gata. Vă doresc tuturor o săptămână absolut minunată!